până să știu o zi de școală, vreau să spuneți cum e pentru voi școala până acum, dacă vă place sau nu. Ei bine, asta nu știu ce ai vrea să fac, adică trebuie să-l ia pe Daru să mergi la școală, dar înainte, poți ce faci, bă, Alunelule, cum ești? Alunelu, Alunelu, hai la Jugrafel, am o propunere interesantă pentru tine și super distractivă, dar foarte nașpa pentru Daru. Ok, interesant, Alunelu, ia spune. Ei bine, aș vrea să te transform într-un profesor, ok, îmi place ideea, și să-l păcălești pe acesta în așa fel încât să învețe, să se sperie și să-i vedem toate reacțiile, iar după aceea când vine acasă să vorbești cu el, succes. Băi, fraților, uitați-vă ce idee bună are Alunelu. Ei bine, hai să o facem, ne transformăm într-un profesor, că și așa nu prea aveam eu chef, așa, dar o să fie amuzant, o să vorbesc cu oamenii de acolo, cu profesorii, cu toată lumea, să facem ziua asta specială pentru Darusel, pentru că să vedeți cum o să-l terorizez pe Darusel și o să-l fac să învețe, dar fiți atenți ce idee am. Ei bine, acesta este profesorul lui Darusel de astăzi. Mă transform în profesorul lui Darusel, sunt curios cum o să reacționeze. Bine, nu o să-i zic treburile astea, sunt curios cum o să se comporte. O să-l fac, o să-l terorizez în așa fel încât să se apuce și băiatul ăsta de învățat și să vedem ce reacție are. În primul rând, înainte de toate, vreau să vă mai spun o chestie. Înainte să ajungem la școală cu Darusel acolo, vreau să vă arăt o chestie. O să mă transform, o să-mi transform și vocea. Evident, nu o să rămân cu vocea asta, dar uitați-vă ce am eu aici. Am acest flower pot și uitați-l dacă îl pun, mă transform într-un flower pot și cu uneori o să zic Darusel, ca și cum că profesorul, bă, Darusel, eu sunt un profesor așa, nu știu, mă duc să plec până la toaletă sau până la director, la ceva, la asta, să scot ceva, niște fișe și bine, o să mă transform în ăsta, o să intru în casă, o să rămân practic acolo în clasă și să văd ce reacție are Darusel, ce părere are de profesor, dacă vorbește, nu știu, dacă e supărat sau ce părere are după ce profesor, practic o să vedeți că o să-i fac cu mare calvar, adică copilul ăsta chiar trebuie să învețe, adică chiar nu e de glume cu asta. Ei bine, hai să revenim înapoi, Rafael, și să ne întâlnim direct de la școală, zic eu, sau ne întâlnim direct ca Rafael, mergem acum la Darusel și să vedem ce o să-i fac, mă, fraților, că eu nu trebuie să fiu la școală, dacă eu practic sunt cel care se transformă, e cam nașpa, pentru că Darusel nu o să știe. Ei bine, fraților, știți care este faza, Darusel, trebuie să văd cum o să mă descurc cu el acum, pentru că eu nu o să fiu la școală, bine, eu o să fiu, dacă sunt profesor, nu o să fiu ca elev, o să-i zic că mă duc eu la o întâlnire, ceva de afaceri, de chestii, de genul, în fine, hai că revenim direct cu Darusel, să vedem cum o să facem treaba asta, să sperăm că o să meargă. Darusel, mă, ce faci, mă? Bă, alo, trezirea, trezirea, repede, repede, trezirea, nu mai mânca, bă, ridică-te! Ce vrei, Rafale, ce vrei? Iar, mănânci, burger, mă, doar Rafale, bună dimineața, alo, Rafale, ce faci? Rafale, uite, nu, la școală, la școală! Păi, hai, că s-a făcut nouă, prostule, hai la școală, repede, asta zic, și tu stai să mănânci burger toată, la școală nu puteai să mănânci burger, trebuia să rămâni... Hai, pa, du-te, bă, stai, mă, bă! Doamne, uitați-vă la idiotul ăsta, mă, fraților. Ei bine, de fapt, lăsați-l, că a plecat așa, nu mai stai, eu să mai zic nimic, a plecat, s-a dus la școală, bravo lui, să fie în baftă lui, acum ne transformăm direct în profesor și ajungem acolo. Băi, fraților, de fapt am găsit un skin mult mai șmecher, m-am transformat, ăsta chiar e profesor adevărat, fraților, arată mult mai bine și ce, doamne, iartă-mă, e cu mașina asta, bă, înăuntru, doamne, ce ciudățenie pe aici, pe de-asta, de... Doamne, ok, fiți atenți acum, fiți atenți, trebuie să-mi pregătesc vocea și să ajungem în clasă, că probabil dar o să-l ajung deja. Bună ziua, copile! Cam așa o să fie vocea și o să vedem. Deci intrăm în clasă, ia o să vedem. Bă, copile, nu mai spune de asta, mă, fine. Deci fii atent, profesorul tău, din păcate, nu poate să ajungă astăzi și trebuie să fiu eu profesorul tău pentru o zi. M-a rugat pe mine. Ok, copile, fii liniștit, fii atent. Numele meu este Neanelu, sunt profesor de matematică și de română. Da, copile, pe tine cum te cheamă, cum te numești? Nu, n-am burger, din păcate, eu nu mănânc așa ceva, eu mănânc salată, mâncare sănătoasă, ciorbă. Copile, fii cu minte, stai acolo. Ok, cum te cheamă pe tine? Ok, ți-i cheamă Darusel, am înțeles, bun. Păi bine, ai caietul la tine, da? Ia prezintă caietul, arată-l, hai, caietul la control. Uite, caietul chetului Darusel. Aolo, copile, nu știi nici să citești, mamă, păi ce mă fac, mă, cu tine, copile? Păi omul mi-a zis că are o clasă deșteaptă, dar tu nu știi să citești, doamne, copile. Ok, ia-ți caietul înapoi, în primul rând, hai, ieși la tablă, Darusel, astăzi vreau să-ți predau puțină matematică și puțină română și mai multe chestii. Mă, matematică, bă, hai, român, hai, hai, fii antenă română, eu, fii antenă, hai, Minescu, am fost un cântător foarte
foarte bun. Mihai Eminescu nu cântă, era scriitor. Aia e! Poate că aia e, copile. Ce vorbiți acolo? Hai, mă rog. Copile, bun. Bă, copile, în primul rând, fii atent. Eu, da, nenea. Copile, fii cu minte, că dacă nu, uite ce am aici. Copile, nu mai fi. Nu, copile, uite ce am eu aici. În primul rând, acum, spune. Ce e aia, bro? Copil, copil, ce e asta? Bine, copile, bine. Aparatul, hai, zi, acolo, mamă. Aia ce m-a dat coru. Mă, copile, bă, copile, nu mai fi nesimțit, stai, oameni, locului. Bă. Stai, gata. Bă, acum, pentru prima întrebare. Copile, nu mai faci așa că te iau mă. Copile, te duc la detenție și e clar. Ți-e la profesor? Copile, tu chiar vrei? Ok, bun, hai că te notez acolo în carnețel. Să-ți dă notă mică. Bun, gata. Acum, fii cu minte că deja mă enervez. Ok, fii atent. Bă, copile, în primul rând o să-ți dau niște chestii pe care să le scrii pe telefon, pune-te înapoi în bancă. Nu, pune-te înapoi în bancă și nu vrei peste mine, am zis. Copile. Copile, nu mai vorbi. Copile, nu, gata. Te-am scos la tablă, dar nu-ți poți stai la tablă pentru că eu să trebuiască să mă duc să scot niște foi, bine? Mă duc până la cancelarie. Fii atent. Îți dau niște întrebări. Păi trebuie să dau niște. Mă, copile, te-am. Bun, copile. Scrie acolo, notează-ți pe carnețel pentru prima întrebare. Scrie așa, 3 plus 3 și le lași acolo și le completezi tot după, da? Fii atent, prima întrebare, 3 plus 3. Ai scris? Hai! Da, hai! Ok, bun, a doua întrebare. Care este capitala țării noastre? Scrie acolo, care... ai scris? Care este? Hai odată că trebuie să mă duc acolo să termină ora! Să termină ora! Vezi că stau cu zebe astea pe cap, copile! Copil, gata, așa, bun! Și a treia întrebare este ceva de română? Cum se scrie corect? Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Ok, atâta! Bun, acum o să mă duc, papa! Repet! Diseară o să merg la mare sau diseară o să vin la mare? Gata! Diseară o să merg la mare și ce? Bă, tu, dă cât rău mai pui să mai repet, hai că mă cheamă profesorul ăla, nu stă după mine. Diseară o să merg la mare și după? Și după, sau diseară o să vin la mare. O să vin la mare, gata. Gata, acum hai că mă duc, bun, ok. Bă, fraților, fiți atenți, acum o să mă transform în acesta, dar el nu o să știe, mamă, deci deja e super enervant și acum hai să mergem în clasă să vedem ce părere are și ce face ăsta, să nu cumva să chiulească, să tragă cu ochiul prin alea, ce să spun că trebuie să nu mă vadă când intru ca ăsta, stai puțin, trebuie să mă duc aici în spate pe lângă el. Ia mă, ce face ăsta? Scrie acolo, mă, uitați-vă la el, bă, fraților, dar vine să crede ce cea. Puteți scrie prost. Uitați-vă. Păi, aici. Bă, stă pe telefon, nu cred. Deci caută pe telefon prost, uitați-vă la el, stă caută pe telefon. Doamne, cât de prost e. Mamă, cât de prost e. Bă, ce, doamne, iar nu facem ăsta aici, mă, caută pe telefon. Doamne. Ok, măcar știe să caute, că vedem că nu face gălăgie ca prostul și parcă s-a pus și el în prima bancă ca prostul, doamne, cât de prost e copilul ăsta. În fine, haideți că revenim ca profesor, că deja nu se mai poate, fiți atenți, că îl prindem direct în flagrant, fiți atenți, gata. Fiți atenți, bun, bă, stai, bă, mi-a rămas, s-a blocat, what? Doamne. Bun, gata, că am revenit, hai să vedem, copile? Ce? Ce faci, unde te uiți la tabla acolo, ai scris? Stai că mai am puțin. Pe unde te uiți pe pereți? La ce, doamne, iată mă te uiți acolo? Nu, stai, aici, așa. Ok, gata, hai, ai scris? Gata? Ba nu. Hai, copile. Acum. Gata, încă o minut. Gata, ia. Gata, hai să vedem ceea ce reușit tu să scrii. Pune-te, stai. Rămâi aici. Șterge, gata, ce? Ce e asta, mâna ta? Alo? Nimica! Ce faci cu telefonul? Aveți voi cu telefonul în clasa asta? Nu, tate, dumneavoastră aveți probleme la... Eu am probleme, tu vezi că tu nu știi să vorbești. Da, barbar! Copile, tu ești tânăr, eu sunt bătrân și tu nu știi să vorbești, tu nu vezi cum te bâlbâi în continuu. Eu am probleme. Bine, copil, hai să văd ce ai scris, în fin. Gata, hai să vedem. 3 plus 3 egal 6, care este eu? Mă, ce scris mai aici, copile? Capa are, este eu? Ce, doamne, iartă-mă limba asta, mă? Bă. Așa te învăța profesorul tău, normal. Păi eu vin aici să-ți predau. Profesorul a zis că e o clasă foarte bună. Și în primul rând, tu ești singur aici în clasă, nu mai pe nimeni, noi colegi. Păi asta e bună că sunt eu, bă, eu sunt vedeta pe YouTube. Eu sunt să sunt pe fiantele. Bă, vedeți să fire. Ei, mă cheamă Darusel. Ei, am a bitch. Ei, am the best. Ei, și sunt cel mai speter. Ok, copile, fii atent, copile. Care este capitala țarei noastre? Naostre, egal, capitala țării noastre România este București, conținând
Wikipedia. Mă, tu ai căutat pe net? Tu nu vezi, tu ai scris? Nu! Tu ai scris sursa, dar unde ai căutat, prostete, vai? Doamne, cât de prost poți să fii, copilă. Ce? Okay. Știam! Întrebare de română. Cum să scrii corect diseară? O să merg la mare sau... diseară o să fii la mare? Corecție. Înseară asta o să... Mă, copilă, tu de prost ești, mă, copilă, nu știu. Mă, copile, bă, tu n-ai nimic în capul ăla. Bă! Nu, școala asta e bine, este prea proastă pentru mine. Eu sunt deștept, ia și-a mea, ești mami, iata! Copile, stai locului că stau cu sabia asta pe cap. Mă, copil, la matematică văd cât te descurci, dar la română și geografie, de fapt, și la geografie, la... Da, la geografie căuta pe Wikipedia. Mă, copile, așa s-o face. Ce e spate? Ce e, bă, bine, spate. Bă, uitați-vă cât de prost e, doamne, acum hai să mergem acasă. Bă, n-ai mai făcut un copil ăsta, e prea prost, stai acasă să vedem ce se... Schimbitoare! Bă, stai, Darcel, stop! Ce faci, bă, fraiere? Hă? Dai mine, hă? Așa face... Bă, stai puțin, proste, dar nu mă întrebi așa, nu mă întrebi nimic, de ce m-am transformat eu așa și toate astea? De ce te-ai transformat? Păi nu știu, ia vorbește cu alunel, dar să le de ce m-am transformat, eu un profesor pentru tine. Alunel, așa, mă propun interesante pentru tine, super și adivă, dar foarte nașpa pentru mine, e bine, aș vrea să te transformi într-un profesor și-l păcălești pe acesta în așa fel încât să înveți, să speri și după să vezi... Aaa, bă, ce la caca, fian! Doamne, dar nici măcar nu te... Dar să... Ce ai făcut, mă, Lolonelu? Doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, fraților. Da, bă, atât s-a putut. Ei bine, ideea asta am văzut-o de la voi în comentarii, să mă fac profesor, s-a întâmplat, am făcut-o, vă mulțumesc pentru idei, mai lăsați acolo idei cu ce vreți să-i mai faloi, dar să... Bă, ce facem? Bă, ce vrei, bă, dați like și ajutați-mă, vă rog, ajutați-mă, vă rog. Ia, te crești mecher, ia fi nouă fraier, vine mă, gata, stop joc! A venit peștile ăștia mâncat, ba nu, a venit rechinul ăștia mâncat, Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.